Mai mulți consilieri județeni au cerut astăzi în ședința de Consiliu Județean prioritizarea anumitor tipuri de investiții în funcție de necesități. Conducerea instituției le-a explicat acestora că prioritizarea există deja de ani de zile. Consilierul județean Ilvia Chendia a solicitat prioritizarea investițiilor în funcție de necesități, dar și o analiză atentă a tuturor eventualelor investiții. Ne trezim că am făcut rețea de canalizare menajeră noi, unde probabil că nu avem chiar pe nimeni de gaz. Mai facem la Husen și Rapin, pe care le suportă primăria, sigur că au adus banii din altă parte și în ordine, că s-au organizat ei să facă lucrurile astea. Dar nu mi se pare normal că în județul nostru să rămână localități precum Nușoarău, precum Chida, precum Ileanda, fără sisteme de canalizare. Ele sunt localități mari. Nu ajung la cei 2000 de locuitori, nici în sistemul pe care îl aplicăm noi nu pot fi prinse. Conducerea Consiliului Județean Sălaj și-a explicat consilierului că prioritizarea există deja de ani de zile. De fapt, acest lucru se întâmplă în ultimii 8 ani în județul Sălaj. Nu este o noutate criteriile de repartizare de cofinanțare. Am zis, consiliile locale sunt unități administrativ-teritoriale cu autonomie locală. Își stabilesc programele locale, da, prioritățile locale și eu, Consiliul Județean, excepție probabil în țară, repartizez la toate cele 61 de unități administrativ-teritoriale cu finanțare pentru programe de interes local. Deci programe de interes local unde nu există, totul e finanțat de localitatea respectivă. 2. Pentru banii care sunt, deci pentru proiectele atrase din fonduri europene, unde deja trebuie lucrat și unde există cofinanțare locală, și pentru proiecte naționale unde există și numai unde există cofinanțare locală, că la majoritate nu e. Consiliul Județean, în ultimii 8 ani de zile, de cât am aduc aminte, de cred că sunt 10 ani, de 10 ani de zile subvenționează, cofinanțează, mai corect, 50% din contribuția locală a fiecărei unități administrative. Indiferent de partid, indiferent de orice, și cred că suntem unici în țară. Nu știu dacă găsiți încă un județ în țară cu un asemenea program. Nu mă aduc aminte să fie împărțit bani politici la începutul anului în ultimii 10 ani. Am dat concret pe criterii și pe ceva gândit. Da? Aprobat împreună de noi toți, vă dau, deci știți bine că în ultimii 10 ani de zile, bugetul anual al Consiliului Județean a fost aprobat în unanimitate de toți consilierii județeni din județ. La finalul ședinței, consilierul Livia Chende a anunțat demisia sa din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Centrului de Cultură și Artă Sălaj, susținând că punctele sale de vedere nu sunt înțelese.